Germanilor Bistrița, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Organizația Tineretului German din Transilvania, filiala Bistrița, Primăria Municipiului Bistrița și Asociația Sașilor Bistrițeni din Germania în calitate de colaboratori. Sponsori: Deutsche General Consulat Hermannstadt, Consulatul General German din Sibiu și Leoni Wiring Systems România. Bistrița mai are un centenar. Este vorba de Pompeiu Flore. Chiar astăzi împlinește 100 de ani. Primarul Ovidiu Crețu a ținut neapărat să-i ureze la mulți ani. Flore Pompeiu s-a născut în anul 1910, în Sântioană. A fost căsătorit de două ori și a avut 6 copii. Viața a fost dură cu el și a trebuit să-și îngroape pe 2 dintre ei. Acum mai trăiesc 2 băieți și 2 fete. Până la 100 de ani a reușit să se bucure și de cei 6 nepoți și de strănepoți, care aduc multă bucurie. Nea Flore este un om vesel și povestitor. Invitat de primarul Ovidiu Crețu la o conferință de presă, nu s-a sfiit de camerele de luat vederi, a țintit deasupra lui. Și l-a povestit jurnaliștilor despre perioada în care era partizan împotriva maghiarilor. Deși bolile și greutățile nu l-au ocolit, Pompeiu Flore crede că viața este frumoasă. Așa bine, dar nu sunt la locul de multă. Suferi, ca o dată bătrâneți. Suferi de cap, încă de cap, cu inima suferi. Suferi cu prostata, suferi cu vigherea mentală, vigherea mentală. Pe durere de picioare, de trup, super mereu. Asta mi se pare. Și de alte boli, cunoscut, mai mic, mai mare. Durere de trup, de picioare și vederea. Și vederea și inima. Și paralizat din partea stângă, paralizat. Și am făcut și două operații. La Cluj, la Târgu Mureș. Viața e frumoasă, drăgostoasă. Cine se poate folosi de el, cu-i place că te-i sănătos. N-are bătrâneța, n-are putere, n-are putere. E la un cal. Să trăiți și dumneavoastră, să rămân la toți, că încheți în sală și în afară, multă sănătate vă doresc și o viață lungă, sănătoasă, cu ajutor la Tată Ceresc și din pământ. Să îi mulțumesc un plic din partea primăriei și, bineînțeles, un buchet de flori cu felicitările de noi. Îți dorim la mulți ani multă sănătate, bucurii, să te bucuri în continuare de viață, chiar dacă, așa cum spuneai și dumneata, la 100 de ani ai o problemă cu ochii, cu inima, cu picioarele, cu spina, cu prostata și, în general, ca cu fiecare. Pompeiu Flore are o pensie de nimic, 350 de lei. Pentru că la vârsta lui e imposibil să se mai descurce singur, locuiește acum alături de una din fiicele sale, în Bistrița. Iar după masă, jandarmii montani din Piatra Fântânele au asistat la un accident produs la 3 km de Hotel Castel Dracula. Un autoturism care se îndrepta către Bistrița s-a lovit puternic de un perete de stâncă ce mărginește drumul. Jandarmii au fost cei care au acordat primul ajutor. În autoturism se aflau două femei, acestea au scăpat nevătmate. Aflați în zona în care a avut loc impactul, jandarmii montani au acordat primul ajutor celor două ocupante ale mașinii, după care i-au chemat la fața locului pe reprezentanții poliției pentru a face constatările specifice în urma producerii impactului. Mihaela P. de 39 de ani din Botoșani se afla la volanul mașinii, alături de Lidia A. de 47 de ani din Suceava. Având în vedere faptul că autoturismul a fost avariat în proporție de 40%, la fața locului a fost chemată o altă mașină care a remorcat-o, ducând-o înapoi către Suceava, cele în cauză nemaiputând să își continue drumul. În această săptămână la București, școlile bistrițene au fost premiate pentru proiectele depuse în cadrul programului European Language Level 2009. Colegiul Național Liviu Rebreanu s-a clasat pe locurile 4 și 8 cu două proiecte, iar Colegiul Național Andrei Mureșanu a obținut locul 7.
Trei proiecte prin care se demonstrează implicarea unităților școlare în promovarea limbilor străine le-au adus școlilor bistrițene distincții importante. În cursa pentru obținerea unei diplome și a unui premiu pentru merite deosebite în promovarea proiectelor inovatoare în domeniul predării și învățării limbilor străine sub egida European Language Label au intrat 42 de instituții de învățământ, organizații publice sau private, ori asociații din toată țara. Din Bistrița Năsăud s-au înscris trei proiecte, toate aparținând unor școli din municipiu. Premiile au fost acordate luni la București într-o ceremonie desfășurată la biroul Parlamentului European. Colegiul Național Liviu Rebreanu a obținut locul 4 cu proiectul Putting Romania on the Map și locul 8 cu proiectul Crossing Cultures through Multilingual Drama Activities 2006-2010. Printre primele 10 poziții s-a clasat și Colegiul Național Andrei Mureșanu cu proiectul Axis Culturals. În total au fost acordate 13 distincții. Decernarea premiilor a fost realizată de către Nicolae Idu, șeful reprezentanței Comisiei Europene în România, senatorul Monica Popa, fost europarlamentar, și Monica Calotă, director al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale România. Bistrița Năsăud este membru cu drepturi depline în Comitetul I al Regiunii Europei. Nominalizarea a fost făcută în urmă cu câteva zile la Alba Iulia, în cadrul ședinței de lucru a Adunării Regionale a Europei. La simpozion a participat Gea Bolășii, consilier al președintelui Consiliului Județean. Cum să faci bani din turism în perioada de criză? Aceasta a fost tema întâlnirii de la Alba Iulia. Anul acesta la întâlnire a fost invitat și județul nostru. Gea Bolășii a fost mesagerul județului. Simpozionul a constat într-o ședință de lucru a Adunării Regiunilor Europe, mai precis Comitetul 1 al Regiunilor Europei, în care Bistrița Năsăud este, începând de acum, membru cu drepturi depline. Întâlnirea de lucru a fost structurată pe două direcții, ședința Comitetului 1, în care s-a adoptat statutul și politica pentru următoarea perioadă, ca și direcțiile de acțiune, și partea a doua zi, care a constat în conferința Preserve. Aceasta a fost și deschisă publicului și tuturor statelor participante la conferință. La ședința de lucru a Comitetului 1 a Regiunilor Europei au participat doar membrii efectivi din 20 de state europene, regiuni ale statelor respective, iar Bistrița Năsăud a fost și este membru acolo doar împreună cu alte două județe din Europa. A fost un simpozion extrem de interesant și de amplu, deoarece au oferit o nouă abordare a politicilor de turism în Uniunea Europeană. Eram foarte interesați pentru că acesta a fost obiectul de lucru și principal al discuțiilor, strategia de turism, strategia de dezvoltare a turismului în perioada următoare, corelată cu politicile pentru prevenirea și stoparea crizei economice, turism sustenabil în perioada de criză. Aceasta a fost egida sub care s-a desfășurat întreaga întâlnire de lucru de la Alba Iulia. Reprezentanții consiliilor județene și-au exprimat punctul de vedere cu privire la corelarea politicilor de rezervare a mediului și cu cele de turism. A fost extrem de interesant schimbul de idei, de flux informațional. Faptul că am avut ocazia pentru prima dată ca județ să ne spunem părerea, să fim luați în calcul, am adus și câteva amendamente la statutul respectiv, este important să precizez că acest comitet și întregul FOR, Adunarea Regiunilor Europei, întregul cadru instituțional colaborează strâns cu Comisia Europeană și Parlamentul European. Un efect imediat s-a văzut în 2008 când Parlamentul European a adoptat proiectul Calypso, care înseamnă o corelare a turismului cu politicile sociale, un soi de turism pe axă socială, care prin acest proiect au fost sprijiniți persoanele categorii de persoane vârstnici peste 65 de ani pentru a călători în întreaga Europa. Au beneficiat de subvenții din partea statelor respective, în special Spania a prins cel mai bine. Gea Bolășii crede că până la urmă și România trebuie să se realieze cerințelor Uniunii.